bag o cafea. Da? Am ajuns. Bine ați venit! Când mă uit la mine ca la o persoană străină, spune Gabriela Adameșteanu, presupun că am o anumită doză de vitalitate, un impuls de a merge mai departe, chiar în momente dificile. Dragi prieteni, bună dimineața! La un moment dat, stând împreună într-o librărie, am întrebat-o pe interlocutoarea mea în care dintre metropolele pe care le-a văzut și le-a colindat ar vrea să rămână și să trăiască. Mi-a răspuns prompt: Bucureștiul e locul cel mai potrivit pentru mine. Așadar, astăzi, sâmbătă, la mic dejun la București, la Cafe Verona, o doamnă a scrisului românesc, Gabriela Adameșteanu, bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, vă mulțumesc și iată, uitasem fraza aceea, dar chiar m-a emoționat acum. Eu mă gândesc că poate opțiunile s-au mai schimbat între timp. Era o declarație veche sau rămânem la București? Nu, rămânem la București. Rămânem la București, fiindcă întotdeauna m-am gândit, de câte ori veneam, întotdeauna aveam acea... Bine ați venit la Cafe Verona. Bine v-am regăsit. Și nouă. Mi se vezi cu o cafea, un fresh. Vă rog. Eu aș vrea o cafea mai lungă, americano. Da. Ca de obicei, cappuccino și croissant. Vă lași un fresh de portocale? Perfect. Da, fie bun, imediat. Și un croissant se poate? Am remarcat preferința pentru cafea americană. E o relicvă de la călătoriile în America sau mai sunt și alte preferințe pe care le-ați adus de peste ocean la un moment dat? Cafeaua asta, sigur. Și la vremea aceea mi se părea un lucru foarte rar. Acum e un lucru așa, mai, cum se spune, downgradat. Nu este deloc în top, dar eu am rămas acolo foarte conservatoare. Și ar trebui să fi păstrat mai multe obiceiuri din acel timp, pentru că vă referiți, desigur, la perioada din anul 90, când am fost la Iowa împreună cu Mircea Cărtărescu. Exact, tocmai vreau să dau detaliile. Am fost fascinată în anii romantici, citind mărturisiile, de acest plus și minus, un Cărtărescu care se simțea acasă printre zgârie nori și o Gabriela Adameșteanu care visa tot timpul la România pulsatilă, la România anilor 90, unde aveați de condus o revistă, de reparat daune din politică, de pus în ramă speranțe, așa cum făceam toți, dar vorbim imediat despre asta, pentru că dacă ați spus că rămânem fidel Bucureștiului, în preferințele dumneavoastră de a locui și de a scrie, vreau să mă duceți ușor, ușor în universul matinal de la București, al dumneavoastră, de pildă astăzi, sâmbătă. Cum vă începeți ziua? Seamănă foarte bine cum am început-o acum. Mă bucur că am avut atâta inspirație, măcar atât. Sucul de fructe, da sau nu, de obicei chiar fructe. Și cafeaua lungă, croissantul uneori îl evit dacă pot. Eu nu pot niciodată, dar am impresia că nici măcar nu mi-am propus cu adevărat. Da, însă vânez ocaziile când nu mai trebuie să lupt cu mine însă. Teoretic ar trebui să încep să lucrez, dar înainte să lucrez ar fi bine să fac puțină gimnastică și nu o fac întotdeauna, măcar câteva exerciții. Vreau să începem prin a vorbi despre momentul în care vă dați drumul la mâini și începe să conducă arta, ca astăzi când noi am adus arta aici, pentru că înainte să intrăm în conversația noastră, vreau să le spun celor care sunt împreună cu noi în dimineața asta, că nu putem lăsa artiștii în restriște, așa cum în România tulbure de azi se mai întâmplă. Foarte mulți plasticieni nu au unde să expună. Spațiile lor sunt majoritatea închise la ora asta, cum știți. Abia în fenomenul ăsta, arta la fereastră, mai văd pesimeze chiar în fereastră câte o lucrare, două, așa că astăzi, cu sprijinul Uniunii Artiștilor din România, l-am adus pe Iuri Isar. Thank you.
încheiat acest viraj, doamna Dameșteanu, ca să mă întorc la ceea ce spuneam, că la un moment dat controlul ăsta în care sunteți, am văzut, e aproape o disciplină ca zonă așa, la un moment dat sare în aer și începe ce fel de aventură? De fapt, sunt o fire relaxată. Se vede după intervalele mari dintre cărțile mele. Asta nu merge prea bine cu disciplina. Eu n-am crezut niciodată că aceste pauze de câte 5 ani pentru o carte, uneori de 2 decenii pentru presă, înseamnă comoditate sau chiar lene, ci o acribie și o perfecțiune farmaceutică, îndârjirea de a spune totul așa cum ați vrut să spuneți. Eu cred că ăsta e de fapt adevărul ascuns. Greu să mai ies din această legendă construită de autor maniac, s-a și scris negru pe alb, care își tot rescrie cărțile chiar și după ce apar. Provizoratul era un proiect veșnic amânat. Am avut impresia că dintr-o dată a ieșit curat la lumină când nici nu mă așteptam. L-am reluat și l-am reîncercat după fiecare carte și nu știam cum să-l structurez. Și acum mă mai gândesc dacă l-am structurat bine, intrând în niște epoci de istorie care nu prea sunt cunoscute nici aici, cu atât mai puțin în afară. De acum m-am învățat minte, o carte terminată e o carte terminată. Cea mică e la a treia ediție, dar nu sunt modificări în ea. Vreau să pornim de la o altă declarație. Ziceți așa la un moment dat în anii romantici, că în 1956, după episodul Ungaria, v-a fost clar, deși erați foarte tânără, că Occidentul, lăudatul Occident, nu o să intervină niciodată, niciun fel, în istoria țărilor din Est. Și de aici vreau să despletim mai multe istorii personale, care sunt istoria ale unui prozator care de atunci a început să se lupte și cu sine și cu istoria. Practic, eu trebuie să fi înmagazinat ceea ce auzeam în casă. Ai mei ascultau ca multă lume nu știu ce. Nici nu știu dacă exista Europa Liberă, dacă ascultau Londra. Ascultau un post care se auzea cu multe pârâituri. Și atunci am fost impresionată fiind copil și am, cum să spun, înghițit tot ceea ce a fost speranță în casă și tot ceea ce a fost, pe urmă, dezamăgire. Și eu nu aveam ce să aștept, nu eram focalizată pe istorie, ca să zic așa, ci pe viața mea mică personală. Dar cred că reproduceam pur și simplu cum fac copiii, ca o oglindă, ceea ce se petrecea în casă. Prin 1946, fiind foarte, foarte mică, ați plecat, ziceți, pe timpul unei foamete cumplite, de la Târgu Ogna spre Pitești. Cu familia. Cu familia. Adică familia a plecat. Cu familia, în care era un ilustru profesor de istorie, tatăl dumneavoastră, mama și fratele vorbeau politică în șoaptă, se fereau de cei doi copii mici să nu audă și să rămână cu speranța pe care ați dus-o până încoace în 56. Povestea Ungariei a spus, nici nu aveam o conștiență a Occidentului. Era o schimbare. Era o schimbare și singurul lucru pe care îl puteam percepe este că noi trăiam extraordinar de strâmtorați și într-o anume angoasă a părinților care nu știau dacă vor mai avea posturile sau nu, pentru că erau epurările politice. Deci simțeam amenințarea care era în casă. Dar urmând pilda bolșevicilor, învățând de la tovarășul Stalin, din operele lui geniale, comuniștii sub conducerea tovarășului Gheorghe Gheorghe Udej prefac închisorile în cea mai înaltă școală politică, cea mai înaltă școală comunistă.
Este uluitor câte lucruri păstrează copiii, cât de atenți trebuie să fim cu ei, oricât de mici sunt. Eu povesteam în anii romantici, exact în acea călătorie de care spuneați dumneavoastră, că eram într-un vagon de marfă cu toată mobila, cu tot, aveam impresia că și cu găini, dar poate asta e doar în capul meu. Și când ne apropiem de gară, tata a devenit foarte atent, s-a dus la ușa vagonului, a închis-o și ca să o închidă mai bine, țin minte și acum că lovea cu coada unui topor și a spus, gara e plină de ruși. Mai târziu m-am trezit cu această imagine complet tradusă. Deci mai târziu am înțeles că era 46, că încă erau trupe rusești peste tot, că familiile se temeau de violuri în amintirea felului în care intrase armata sovietică și toată această amintire era foarte clară, dar precisă atunci când s-a fixat în mintea mea. Ea conținea tot felul de lucruri imposibil de decodat. Depășesc memoria și vârsta fetiței care recita pentru oaspeți, cum ziceți, de-a capul al fine luceafărul, într-o turuială grozavă, și merg spre tânăra prozatoare deja, care avea 30 de ani și dintr-o dată își dă seama că trăise, locuise la Pitești și nu știa despre fenomenul Pitești și despre ororile lui decât brusc din relatările lui Paul Goma, cu care vă întâlneați ca tânără aspirantă la literatură, ducând texte la România Literară. El lucra atunci la secția de proză, era anul 70. Eu mă duceam foarte, foarte rar acolo. Nu aveam nici texte foarte multe și se aștepta foarte mult până apărea un text. Și atunci când mă duceam, uneori plecam împreună, fiindcă locuia în drumul Taberii. Și mi-a povestit despre închisori, lucruri pe care nu le auzeam, iar eu, într-adevăr, locuisem în Pitești, dar habar n-avusesem până atunci de fenomenul Pitești. Era foarte multă tăcere și cred că până târziu mulți n-au știut nimic despre asta. Explicați acum, retrospectiv, faptul că tatăl dumneavoastră, profesor de istorie cunoscut și pasionat, vă scotea la plimbare printre vale, prin cimitir, dar nu vă povestea despre durerile pe care oricum aveați să le aflați. Eu am rămas cu această nelămurire cât au știut părinții mei din ceea ce am descoperit, că se petrecea în orașul acela. În multe alte orașe erau închisori, dar nu fusese una atât de bestială cum fusese cea de la Pitești. E adevărat, s-a închis în, cred că în 52. Da. Dar eu eram copil acolo. Într-un fel, e normal să vrei să protejezi copiii, dar era mai mult decât atât. Pentru generația noastră, din cât am vorbit cu toți colegii de generație, nu era numai ideea de protecție, era și teama că copiii vor spune ceva la școală, vor spune ceva prietenilor. Deci era teama și un fel de înțelegere a tăcerii. Și cred că asta m-a făcut pe mine mai târziu ca să vorbesc cu fiul meu aproape tot. Sigur că era și altă perioadă,
dar nu am vrut să repet aceeași stare de ignoranță în care părinții încercau să te țină ca să creeze măcar un echilibru psihic. Ați fost o mamă foarte tânără și ați început să-i povestiți cu curaj, înțeleg, despre faptul că trăia într-o lume de carton și de măsluială exact atunci când a început să înțeleagă, fără să vă temeți că asta ar putea să-i creeze o lume dublă, o personalitate scindată, o deznădejde care se vindecă greu. Cred că deja la generația mea, fără îndoială, atmosfera era mai bună, dar era duplicitatea societății în care trăiam. Era bine să o știe. E adevărat, poate, ea te poate marca. Marcant e de-abia acum când descoperi că erau copii în școală, adolescenți, care deja făceau informări, nu foarte mulți. Dar vreau să spun, spațiul acela era oricum și el toxicizat parțial, care îi urmăreau pe profesori, care își urmăreau colegii. Dar nu se mai întâmplau lucrurile acelea îngrozitoare din anii 50. Pe de altă parte, copiii între ei erau mult mai liberi și mai târziu, ca adolescenți, s-a și văzut de altfel. În 89, când în stradă erau foarte mulți adolescenți, ei sunt întotdeauna la toate mișcările, ei nu au încă reflexele biologice ale protecției, autoprotecției, dar era și faptul că știau deja în ce lume trăiesc și li se spusese sau o descoperiseră singuri. Doamna Dameșteanu, după un sfert de veac, dacă vine un tânăr, că vorbeam despre tineri, și vă întreabă, ce e de făcut a doua zi după o revoluție? Ce ați răspunde? E o întrebare grea. Eu am pus întrebarea asta grea, într-adevăr, pentru că mi-aduc aminte perfect. Eram cu mult mai tânără. Dar nu pot să uit elanul dumneavoastră, care începea chiar din anul 1991, când, dintr-o dată, ați dus revista 22, ca redactor-șef, în linia întâi. Și exact cum întrebam, a doua zi după o revoluție, voiați să faceți totul. Să nu ne întoarcem spre Rusia, spuneați. Să avem alternanță la guvernare. Erau atât de multe ambiții, mi le aduc aminte ca ieri. Și ceea ce îmi place foarte mult e faptul că nu le regretați. Erau un entuziasm colectiv, ca să spun așa, și erau multe lucruri atât de noi. În primul rând, totul era nou. Asta aș spune că regret pentru tinerii de acum. Sau pentru nu neapărat tinerii, că eu nu eram deloc tânără, dar mă simțeam. Acea noutate a lumii ne-a întinerit și pe noi, dacă am trăit, nu toată lumea a trăit la fel. Deci unii dintre noi am trăit așa, alții au trăit altfel. Și înțeleg acum toate viețile și cei care s-au temut de lucrul ăsta și cei care l-au văzut de la început, mai mult sau mai puțin cum era. Mi-ar fi foarte greu să dau un sfat despre lucrurile acelea, de-aia nici n-am știut ce să vă răspund. Pentru că, în mod normal, decodezi după un timp ceea ce se întâmplă și vezi că, așa aș zice, așa văd eu acum, jocurile se fac în altă parte și tu ai un rol neînsemnat sau deloc. Deci asta pe de-o parte. Pe de altă parte, ar fi foarte trist să-i spun, știi, tu ar trebui să-ți vezi de viața ta. Deci asta ar trebui să-i spun. Tu ar trebui să nu te uiți la asta și exact de a doua zi să te apuci de ceea ce va fi viitorul tău și ai să vezi că în timp ce alții pierd vremea, tu vei ajunge mai departe. Dar nu pot să-i spun nici asta, pentru că e o experiență a unei vieți care te îmbogățește, cred eu. În orice caz, pe mine m-a îmbogățit. Viața în sine conține o grămadă de deziluzii, dacă vrei să le citești așa. Bate viața literatura? Sau literatura o salvează pe această viață care uneori mai și alunecă în gol? Viața este extraordinară și literatura nu e copia ei palidă, dar este ceva care își are drumul ei separat, dar nu poate intra în competiție cu viața, nu. Viața e ceva fantastic,
și ceva îngrozitor în același timp. Adică așa o văd eu. Nu poți să-i spui asta unui tânăr. El trebuie să le descopere singur și pe de altă parte orice îi spui nu folosește, pentru că el tot nu va crede. Și acum, mai puțin ca oricând, poate acum o să spun ceva neplăcut, dar când eram noi tineri, aveam un respect, uneori eu aveam chiar un fel de adorație pentru oamenii vârstnici, pentru că trăiseră într-o lume liberă, cei mai ales care ar fi fost de vârsta bunicilor. Eu n-am avut bunici, dar îmi plăceau foarte mult oamenii în vârstă. Povesteau... Dar ați avut o străbunică de poveste. Nu pot să ocolesc, ați adus-o în discuție și măcar un minut să-i consacrăm. E un personaj pe care putem să-l lucrăm acum împreună, pentru că nu există o fotografie a acestei străbunici Pena, care era o povestitoare extraordinară. Ea a fost probabil o personalitate foarte puternică, pentru că a marcat foarte ciudat pe toți nepoții ei. Deci, în general, părinții ocupă primul plan în familie și, fără îndoială, bunicul meu era și el o personalitate interesantă. Era preot dintr-o familie de preoți. Era un preot, descendent de preot, practic da. Veniți din... pe o linie preoțească care se perpetua. Asta presupunea o legătură culturală. Mi-ați spus așa, că frații tatălui erau 10 cu toții, cu o singură soră, care i-a și luat numele, ziceți, e costisitor da. Și riscant să ai o scriitoare în casă, pentru că Letiția, din drumul legal al fiecărei zile, este această dispărută de tânără, la 24 de ani, după o tuberculoză făcută în urma unei pasiuni din dragoste. Greșesc? Nu, așa este. Și, dar am spus secretul, ce să fac? Acum suntem cumva la o masă de taină, așa, chiar dacă e dimineață. Da, ea nu are practic legătură cu poveștile din romanul meu. Da. Eu nu am luat de la mătușa mea decât numele, dar am fost marcată de mică de ceea ce auzeam despre Letiția. Ceea ce auzeam nu era o poveste romantică, ci era așa, spaima părinților de tuberculoză, mici detalii fizice în care se spunea că le-am luat de la Letiția, pentru că uneori ereditatea e mai mult colaterală. Și mici mărturii, fotografii, iar faptul că murise tânără și exista și o poză în care ea mă ținea pe mine în brațe, fiindcă eram proaspăt născută. Ea mi-a marcat imaginarul, dar în același timp am un sentiment de jenă, pentru că, bine, acum numele nu e numai al ei, nu a fost numai al ei, dar ea n-are nicio legătură cu personajul meu, așa cum, de fapt, nici personajul meu nu sunt eu. Sunt întâmplări pe care le-am pus într-un personaj și ea este într-un fel nașa personajului meu, dacă pot să spun așa. Aceasta e o mărturisire frumoasă a unui autor, dar eram cu dumneavoastră la Paris, în urmă cu 3 ani, cred, prin 2013, când erau puse la stand cărțile dumneavoastră în limba franceză și era și această ediție de la Gallimard. Și atunci am surprins, în timp ce erați la o seans de signature și ocupată cu foarte mult public, în acel moment erați cel mai vândut autor străin al târgului de carte de la Paris, al editurii Gallimard. Dar vreau să mă duc spre altceva, spre o mărturisire a atașatei de presă, editurii, care, deși franțuzoaică Sadea, a spus tranșant că pur și simplu s-a recunoscut în dimineața pierdută, într-un egal, pentru că ea însăși fusese într-un internat francez și și-a regăsit acolo atmosfera, trăirile, emoțiile. Da. M-a impresionat asta. Și eu am fost mirată și mi-a spus toată atmosfera aia de cămin, tot ceea ce trăiesc fetele la vârsta aia, am recunoscut. Și era într-adevăr cu tot o altă generație, într-un spațiu total diferit. Cu alte cuvinte, ceea ce credem noi despre noi sau despre personajele da. Noastre da. E numai o iluzie față de ceea ce publicul cititor simte
Și acum mă duc spre un alt episod. N-am plecat de la acea controversată a doua zi de după o revoluție, pentru că mă duc spre sfârșitul anului 90, când sunteți în America și vă aflați, vă rog să vă duceți cu gândul într-acolo, într-un mic bistro din campusul universitar, vorbind cu Ioan Petru Culianu. Cred că este ultimul interviu realizat împreună cu 4 sau 5 luni înainte de asasinarea acestui mare intelectual și om, pentru că și scriitor, și scriitor fără îndoială. Da. Era 6-9 decembrie și el avea să fie asasinat la 21 mai. Chiar de Sfinții Constantin și Elena. Da. Totul era un mesaj cumva, sau mă rog, s-a speculat asta. Și eu cred că era un mesaj, pentru că de multe ori am fost întrebată, dat fiind că, da, era ultimul interviu, dar nu era numai ultimul, era și singurul interviu de această mărime făcut lui. Mai exista doar unul științific făcut prin anii 80 și asta este tot. Eu am încredințarea că nimeni până atunci nu-l întrebase tranșant, privindu-l în ochi, ce crede despre momentul 22 decembrie în România. Fără îndoială că nu avusese un asemenea jurnalist în față. Pe de altă parte, eu nu știam despre el nimic. Am recunoscut, nu știam aproape nimic decât că era discipolul lui Eliade. Și mi-a trebuit timp ca să văd toată povestea lui. Nu e deloc de acuzat asta, pentru că era încă o lume închisă, complet închisă. Fără toate labirinturile astea ale internetului. Deci el nu vorbea decât la Europa Liberă și eu nu am ascultat Europa Liberă decât întâmplător, din când în când. Nu eram cea care în fiecare seară stătea cu urechea lipită, fără îndoială și din cauza vieții mele, care era o viață cu tot obișnuită și cu multe dificultăți cotidiene. L-am descoperit atunci și am avut sentimentul unei comunicări foarte bune. Sunt lucrurile acestea greu interpretabile. E un text care se duce așa ca o magmă fierbinte în foarte multe culoare. Da. Și aproape că am simțit empatia. Da. Din acel moment al înregistrării, iar răspunsurile m-au trăsnit în cap, ăsta e termenul, și le-am reevaluat cu alți ochi acum, după 25 de ani. Erau șocante pentru noi. Poate unele din lucrurile astea deja se banalizaseră în presa occidentală sau poate nu. Și pentru mine și pentru publicul de aici au fost șocante. Și într-una din cărțile pe care Sorin Antohi a făcut două cărți despre el, da, splendide, există o mărturie a unui savant cunoscut, aș zice că nu e mărturie, e un fel de interpretare. Căutând motivele morții, el a enumerat și acest interviu din 22, ideea că el ar fi fost omorât din cauza lucrurilor pe care mi le-a spus mie și pe urmă au apărut în 22. Eu nu cred asta, mai ales că interviul a apărut, vedeți, acum e aprilie, într-un aprilie a apărut, aprilie 1991. 91. Da. Era înainte de Paște și redactorul șef de atunci, Victor Bârsan, a ilustrat pagina, fără să se gândească la nimic, fără îndoială, cu un crist, un desen. Eu am avut 3 fotografii făcute lui atunci și cu multă nonșalanță le-am cam pierdut în redacția 22.
Îmi pare rău. Exista fotografia lui Culianu de atunci, care se vede și acum pe 22, și exista această imagine cu un Crist răstignit. Care a fost imaginea cumva premonitorie, adică... Da, dar întâmplătoare. Da. Dar a apărut și se pare că mama lui s-a speriat când a văzut acea imagine. Probabil ea trăia într-o anume anxietate, normal, având fiul departe. Acea seară când am făcut interviul, îmi este foarte clară în minte, o seară plină de sunete, nu numai vocea lui, dar muzica din restaurant, vocile și faptul că el mi-a spus, aici veneam cu Eliade. A fost un scenariu tragic, da. Un scenariu al KGB-ului. Da, teza revoluțiilor din 89, care au fost pregătite pentru a face această mare schimbare istorică. Vă las să spuneți și cu toată sintagma pe care vreau să o reproduceți dumneavoastră, și ea este înfricoșătoare când vorbește despre toată enclava estică. Și spune așa, o pierdere de timp, de oameni, da, și de energie. Așa este. E aproape un caz închis, e ca și cum cu mărturisirea asta ai pune o lespede pe un mormânt. Prima oară când a apărut interviul, ăsta a fost titlul. Deci am scos fraza din context și am pus-o ca titlu. Când am reluat o parte din interviu în cartea mea Obsesia politicii, am zis, ei, prea de tot, prea negativistă, prea... Și eu am ascuns această frază, deci așa cum spuneți dumneavoastră, este mult prea dură, însă mulți cititori mi-au spus că asta este adevărul și o reținuseră. Și ăsta era adevărul, dar mie mi-e greu să mă recunosc în asta. Nu mă mai gândesc la ce înseamnă ea în sine, ci mă gândesc la mine și oricum aș da-o. Eu sunt, într-un fel, se spun, copilul războiului, cum îmi spunea un coleg de vârsta mea, născut în ultimii ani de război, și mult timp am fost un produs al epocii comuniste, oricum aș lua-o. Acum când toată lumea se ferește de cuvântul ăsta, am fost crescută în regimul ăla cu tot ce a însemnat publicitatea unei societăți, dar și cu niște lucruri care, eu știu, există tineri care acum le reevaluează. Dar mi-ați spus așa, o tânără de 28 de ani care începuse să scrie, eu traduc, era aproape dependentă de literatură, dar mărturisiți mai departe. Nu aveam nici măcar o masă pentru scris. Stăteam cu fiul meu mic și cu soțul meu într-o singură cameră, munceam 8 ore pe zi, lucram într-o editură în al cărei birou lumea se perindea la orice oră, și atunci singurul moment pentru mine era acea oră din autobuz când scriam în cap, mi-ați spus, și apoi ajungeam acasă și puneam pe hârtie ceea ce de multe ori rulasem în minte ca să nu uit. A fost începutul meu literar și foarte târziu am avut camera mea de lucru și masa mea de lucru. Asta nu a împiedicat însă ca respectiva carte de debut din 1975, pe care am aniversat-o cumva și la a cincea, a șasea ediție, după 5 decenii, să apară și în Germania, și în Franța, la edituri prestigioase, dar numai atât, și în Estonia, și în alte țări, și în Ungaria, și n-are rost să deschidă acum o listă. Acum apare în Spania. Iată. Da. Ideea este însă alta. Pe de o parte, calmul cu care dumneavoastră erați sigură că această trăire din comunism mai are încă ceva de spus și are, pentru că m-am întrebat totdeauna, cum v-ați putut livra presei 15 ani la o revistă, fără să scrieți, să mai scrieți literatură, știind totodată că vă veți întoarce? Și pe mine mă întreabă adesea, pe multe voci, multă lume, de ce îmi pierd viața cu televiziune și cu presă când ar trebui să scriu. Dar întrebarea, care nu-i deloc retorică, e aceea, dar ce aș face cu toată această extraordinară experiență, cu oamenii unici pe care am întâlnit numai așa,
cu chinul, disperarea, dar și disciplina pe care această acțiune la termen, care e jurnalismul, mi-au dat-o. Și aici vă rog să completați, pentru că am deschis cutia Pandorei, atât. M-am recunoscut atât de bine în ce ați spus, încât nu mai am nimic de adăugat. Adevărul e că mie mi-a plăcut foarte mult când am fost în presă. Simt că și dumneavoastră vă place și acea idee de îmbogățire și, pe urmă, curiozitatea față de oameni, care poate că e mai mare decât a unui jurnalist. Atunci când ești scriitor, ai o altă deschidere față de ceilalți. Aș îndrăzni să spun că ai și un alt respect, mai ales când compar cu o parte din jurnalismul care se face. Precis e așa, mă duc tot spre Paris, eram împreună la salonul de la Paris și ați fost singura voce care a întrebat dintr-o dată, dar de ce nu e Goma invitat? Simțați nevoia? Nici n-am știut dacă era solidaritate sau grijă pentru ceilalți sau conștiință de scriitor pentru faptul că în acel moment al României invitate, în sfârșit, vocea asta a dizidenței, cu toate păcatele ei, trebuia să fie acolo. M-am bucurat când am aflat că anul ăsta l-au invitat, da, și a fost pomenit. Și eu m-am bucurat. Pentru că nu se poate trece nici peste ce a făcut, dar mai ales peste ce a scris. Deci eu aș lua partea de literatură a lui, dând la o parte și acțiunea politică și polemicile, ca să le spun așa, și toată această situație dureroasă, de fapt tragică, în care a intrat, luând numai literatura și judecând-o ca literatură. El este, fără îndoială, un important scriitor și nu putem să ne împiedicăm în subiectivisme de niciun fel, și o spun cu toată liniștea, mai ales că, fără să am nicio plăcere de asta, mă trezesc personaj prin tot felul de texte ale lui. Pe de o parte, nu am citit multă vreme, nu am citit din cauza asta nici jurnalul, ceea ce am și declarat-o, ceea ce l-a supărat și mai tare, dar l-am citit aproape în totalitate când am făcut Anii Romantici. Și atunci am izbit, pe de-o parte, și din nou talentul lui. Are o mare capacitate de a ficționaliza și memoria lui repovestește lucruri care nu s-au întâmplat sau nu s-au întâmplat așa. Iată una din cauzele rupturii de Monica și Virgil, care fără îndoială i-a traumatizat pe toți, dar mai ales pe el. Ei nu s-au recunoscut în poveștile lui și probabil că aveau și ei dreptate, iar el povestind întotdeauna, cum se zice în românește, înflorește sau înnegrește. Dar asta e o meteahnă de autor, asta e. Asta trecem este. Peste ea, cum trecem cu siguranță și peste pretenția, pentru că ați vorbit de cuplu Virgilie Runca, Monica Lovinescu, despre această nedumerire a Monicăi Lovinescu, care tot aștepta romanul anticomunist de Sertar și acesta nu mai venea, și fostul editor din începuturile Gabrielei Adameșteanu avertizau pe Monica Lovinescu că autorii de aici au dat atunci totul pentru cărțile lor, că nu există acest roman așteptat și că nici nu e un păcat faptul că el nu există, pentru că literatura, ziceați îndreptățit, nu e nici o clipă, o ilustrare netedă a istoriei. Și vă întreb dacă vă simțiți scriitor în fiecare zi sau e o grație, e o stare, așa cum mi-ați spus altă dată, că o carte ține atât cât ține starea în care vrei să o scrii. Întâi aș vrea să adaug, Monica probabil în fine ar fi mulțumită de romanul, să spunem, al lui Teodorovici, Matei Brunul. Da, păcat că a venit prea târziu pentru ea acest roman. Pe da. De altă parte, într-adevăr, așteptarea ei era un idealism, să zic, ca să nu spun că o directivă care nu poate fi urmată. Deci ceva mixt între cele două. Literatura nu trebuie să facă nimic, ca autorul să fie liber și asta e tot. Cum mă simt eu ca autor? Fără îndoială numai când scriu. Încolo aș vrea să fiu un om liber, pentru că orice profesiune te restrânge.
foarte, îți dă o mare plăcere, dar în același timp îți limitează plăcerea vieții. Reușiți? Sunteți un om liber? După atâția zeci de ani de presă, după convingeri, contrarietăți, eșecuri și izbânzi? Da, cred că sunt un om liber. Asta este singurul lucru. Și norocos pentru că ați spus-o la un moment dat, punând exact așa punctul pe ei, sunt un autor norocos și trebuie să încheiați această conversație a noastră spunându-mi măcar un motiv al acestui noroc. Eu, fără îndoială, sunt un autor norocos. Am fost sfătuită să nu mai spun acest lucru. Că de ce? Ca să nu se sperie norocul. Nu, așa asta ar fi un lucru, dar... Eu nu cred. Totdeauna harul rămâne cu cine trebuie. Nu, mi s-a spus că nu e bine, e ca și când valoarea mea e atașată norocului, dar eu cred în noroc, cred în întâmplare, sunt puțin, nu mistică, dar cred că viața așa are o ordine secretă, viața fiecăruia dintre noi, și mai există o frază destul de înspăimântătoare care spune să nu te declari fericit până în ultima clipă a vieții tale. Nu doar trecutul e surprinzător, cum am spus, împrovizorat, dar și viitorul nu știm ce ne aduce. Ca autor, fără îndoială, am fost un autor norocos. Nu m-am chinuit cu romanele, mi-au apărut în mare măsură, așa cum le-am dat, cu niște tăieturi normale. În momentul când am vrut să le traduc, am avut această șansă de a fi primite de alte edituri străine și acest lucru încă continuă. Eu știu că succesul acesta, atâta cât este, nu măsoară neapărat valoarea, că poți să ai o valoare mult mai mare și să ai probleme în toate aceste locuri, să spun, administrative. Și de aceea eu m-am evaluat și mi-am zis cu obiectivitate, da, am fost un autor norocos, sunt un autor norocos. Nu, este o modestie care merge mână în mână cu vitalitatea dumneavoastră recunoscută și atunci în acest elan care v-a rămas și e bine că e așa, în viitorul apropiat există o carte nouă? Există o carte pe care eu mi-am propus să o scot până la sfârșitul anului, dar dacă voi fi întârziată, o voi scoate la începutul anului viitor. Am și titlu, cred că rămân la el, am avut 3-4 titluri până acum. Deci acesta ultim la care m-am gândit... E secret sau putem să-l divulgăm? Nu, fiindcă l-am dat deja în, cred că într-un fragment care a apărut... într-o revistă literară, am spus, Fontana di Trevi. Da, am și citit fragmentul, așa că, fără să gândesc că deja e un titlu de carte, am aflat ceva taine astăzi, vă mulțumesc. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, nu a fost o dimineață pierdută, ci una 100% câștigată, am fost împreună. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamna Gabriela Dămișteanu. Ileana! Fontana di Trevi mă lasă să visez. Și doamna Dameșteanu a venit odată cu înflorirea glicinei. Așa că îmi face plăcere să vă ofer. Eu am crezut că e salcâm. Nu, e plină curtea la Cafe Verona de glicină. Vai, ce de pisici și de glicine. Da. Vreau neapărat să-i mulțumesc Ancăi Boeriu pentru faptul că ne-a prilejuit întâlnirea cu Iuri Isar, un coleg de-al nostru excepțional. Facem și fotografia de grup pentru că ne așteaptă Facebook-ul. Da? Mulțumesc tare mult! Cu tot dragul. Și îmi dau seama că am vrut să vorbesc despre cărțile dumneavoastră la un moment dat și nu mi-a scăpat. Aici? La... Da. Aici? E bine da, că nu. Altă dată. Mulțumesc. Nu era cazul aici. Mulțumesc. Nu era. Da, ți-a plăcut de noi? Foarte. Și știu cum, pe măsură ce domnul Dameșteanu vorbea, eu îmi imaginam cum voi ilustra. Te rog, haideți aici, o poză de grup, vă rog. Da, da, rămâneți că sunteți legată de scaun. Așa. Dacă vreți, nu puteți. A, bun. Și să ne urmăriți și în fiecare duminică pe TVRHD.